Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm oprirea într-un timp, basket. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului, în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală. Are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa a 5-a, anul întâi de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice basketului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, driblingul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în potcoavă, acțiunea tactică dă și du-te, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, ball, minge, minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecărei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului no charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul.
Are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o minge de baschet are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Oprirea. Este mișcarea prin care elevul trece dintr-o stare dinamică într-o poziție statică. În executarea opririlor, elevul trebuie să-și păstreze permanent echilibrul corpului. În momentul aterizării, învingerea inerției se face prin lucruri de cedare-frânare executat prin îndoirea picioarelor. Tălpile vor fi depărtate pentru a asigura o bază de susținere cât mai stabilă. Oprirea este precedată de prinderea mingii din dribbling sau pasă. Oprirea poate fi folosită ca fentă pentru realizarea demarcajului individual înainte executării unei acțiuni individuale de depășire. Se poate executa într-un timp prin săritură sau în doi timpi prin pășire. Oprirea într-un timp prin săritură. Mecanismul tehnic. În momentul care precede prinderea mingii, elevul execută o ușoară săritură înainte. Aterizarea se va efectua pe ambele picioare care vor fi proiectate înainte. Centrul de greutate al corpului rămâne înapoi a poligonului de sprijin al tălpilor, gleznele, genunchii și trunchiul se flexează foarte mult, elevul ajungând în poziție fundamentală. Indicații metodice. Succesiunea metodică a învățării opririlor începe cu oprirea într-un timp, procedeu ce conferă avantajul de a putea determina oricare dintre picioare ca picior de pivot. Consolidarea deprinderii va trebui făcută în paralel cu învățarea prinderii mingii din dribling sau pasă și a pivotării sub forma unor structuri de joc. Metodica învățării. Exerciții fără minge. Exerciții imitative fără minge din mers și din alergare de voie sau la semnal. Deplasare, săritură, oprire, fără sau cu schimbarea planului de aterizare. Exerciții cu minge. Aruncarea mingii înainte sus, alergare, prindere, oprire. Același exercițiu cu lăsarea mingii să cadă pe sol. Prindere, oprire. Alergare, prindere, oprire, pasă. Dribbling, prindere, oprire, pasă. Pe măsură ce se vor însuși și alte procedee tehnice, se pot realiza și alte structuri de exerciții. Greșeli frecvente. În timpul săriturii, corpul se apleacă înainte. La aterizare, tălpile nu sunt duse suficient de înainte, nu se fixează genunchii care să ducă la coborârea centrului de greutate la finalul opririi. Greutatea corpului este repartizată inegal pe cele două tălpi. În acest caz putem observa cum elevul se dezechilibrează spre înainte, neputând executa oprirea într-un timp. Oprirea într-un timp din lateral. Și oprirea într-un timp din spate. După ce am învățat oprirea într-un timp individual, putem lucra pe grupă de câte doi elevi sau mai mulți și avem structura, pasă, alergare, prindere, oprire într-un timp, dribbling, oprire într-un timp. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, îndrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.